haide, încă una. Viața cu lui. N-am fost niciodată bun la sport. Uram ora de sport. Doar la rațele și vânători eram primul ales. Profesorul de sport mă ura: Anderson, mai fă o tură! Mai aleargă tu o tură. Eram bun doar la săritura cu prăjina. Îngropam toată prăjina în pământ. Am făcut totuși un lucru bun, am îndreptat paralelele. Ah, ce vremuri. Acum toți fac fitness. Nu și eu. Îmi spun prietenii: lui, alergăm puțin, facem o tură, a? Nu, am mașină. Ne vedem acolo. Asta cred eu despre fitness. Știți ce aș vrea să fac? Aș vrea să mă plimb ușurel până la gogoșerie, să cumpăr o gogoașă mare și să o mănânc acolo. Ăsta e sportul care îmi place. Exact. În spatele oricărui antrenor bun. În școala generală am îndurat numai umilințe. Mâncarea la cantină era de nerecunoscut, autobuzul școlii era super aglomerat, dar de departe cele mai mari umilințe erau ședințele de tortură care aveau loc de 3 ori pe săptămână. Li se spunea ore de sport. Nerudi! Haide! Hotărăște-te odată! Grea decizie. Franklin. Nu, Franklin, sunt aici, pe aici. Cel mai bun a rămas la urmă, nu? Bine, îl luăm pe Anderson. Și mă rog, ce jucăm? Da, bombardamentul! Hei, Anderson! Mai sus! Și mai sus? Parcă ai fi Donald Duck! Vreau doar să stau jos. E a treia oară când ești ultimul! Credeam că sunt primul. Adunarea, oameni buni! Hei, cine are crampoane? Ei bine, dragi copii! Faceți cunoștință cu prietenele mele, paralelele inegale! Vreau un voluntar! Anderson, vino aici! Mi-e grozav! Cred că am prins mișcarea! Pot să cobor? Haide, Anderson! Balansează-te! Acum coboară! Perfect! Mai încercăm o dată, Anderson! Dacă nu reușești de prima dată... Renunță! Așa te vreau, băiete! Fă o tură! Aveam nevoie de 2 zile de recuperare după sport. O gustărică, televizorul, un somnic, tot ce recomandă un doctor. Din păcate, tata mi-a schimbat tratamentul. Hei, Anderson! Ce-i cu fiul tău, a? Lui? Ce puște american nu joacă baseball? Nu-i de-a noștri, să știi? Ce tot spui? Lui e la fel de american ca și cartofii de-ai franțuzești. Deci lui joacă? Adică lui scumpete Anderson. Bineînțeles. Acum e acasă. Exersează intrarea prin alunecare. E atât de încântat că începe campionatul că nu mai poate să doarme. Deci ne vedem sâmbătă la meci, da? Exact. Eu și scumpete o să fim acolo. Poftim, lui. Fă sigur cu ciocolată. Mamă, vrei să semnezi asta? Ce e, dragul meu? Ia să văd. Voi ți-l pe lui de la ora de sport. E grav bolnav. O lui? Dar nu pot să o semnez. Doar pentru o boală gravă e scutit de sport. Mi-am scântit un deget. Nu se pune? Și de ce vrei tu să scapi de sport? Nu-mi place. Nu pot să joc nimic. Tot timpul e ultimul. Azi m-au călcat în picioare. Lui, trebuie să mai încerci. Poate nu te străduiești destul. Nu e adevărat. Azi am încercat și un perete. Hei! Vino puțin, scumpete! Oh. Nu tu, cealaltă, scumpete! Asta pentru ce? E ceva simbolic pentru începerea campionatului. Las-o baltă, eu nu joc baseball! Haide, lui! Pentru mine! Ți-am cerut eu vreodată ceva? Îmi cer să tund iarba, să mătur frunzele, să curăț poteca de zăpadă, să... Astăzi! Ți-am cerut eu astăzi ceva? Colegii mei merg în fiecare sâmbătă să-și vadă copiii jucând baseball. Eu ce-ar trebui să fac? Ce faci de obicei? Dormi până la prânz și după ce te trezești mai tragi un pui de somn. Am auzit. Bă, scumpete, adică lui o să încheiem un târg, știi tu. Eu te scarpin puțin pe spate, mă scarpin și tu pe mine după aceea. Singur, nu mă mănâncă spatele. În schimb degetul... Scutiți-l pe lui de sport întreg anul școlar. Unghia crescută în carne s-a infectat. Se pot molipsi ceilalți colegi. Semnat
Andy Anderson. Ce? Nu mă credeți? Desigur, asta însemna că eram obligat să joc baseball. Dar cât de rău putea fi? Care-i treaba? Trebuia să o prins. Jenny, suntem coechipieri. Partea bună era că jucam în aceeași echipă cu prietenii mei. Hei, Rui, am crezut că te antrenezi pentru olimpiada de gimnastică. Da, de ce te-ai răzgândit? Am încheiat un târg cu tata, m-a scutit de educație fizică. De ce râdeți? Halal târg, Rui. Partea rea era antrenorul. Hei, Anderson, se pare că unghia crescută în carne se vindecă frumos. Câteva sprinturi vor grăbi vindecarea, Anderson. Gumold avea dreptate. Tata mă trăsese pe sfoară. În loc să-l văd pe antrenor de 3 ori pe săptămână la ora de sport, îl vedeam 5 zile pe săptămână la antrenament și sâmbătă la meci. Mă scarbin pe spate, te scarbin și eu. Nu pot să cred că m-am lăsat păcălit. Haide, Anderson, scoate fum din călcâie. S-a făcut, domnule antrenor, accelerez imediat. Hei, Anderson, fă o dură! Băieți, ieșiți în întâmpinarea mincii! Asta e pentru tine, Anderson! Hai, nu sta ca mortu! Ridic-o! Arunc-o la bază! Hei, am oprit mingea! Să paseze altcineva! Trebuie să le fac pe toate eu! Fă dreitură, Anderson! Gata, domnule unghie în carne! Ia o bâtă! Hai, lui! Wow, Anderson! Bâta trebuie să rămână în mâinile tale! Mingea trebuie să ajungă în teren! Detalii, detalii! Fă dreitură! Așa te vreau! Ai lovit bine! Mai cu viață! Anderson! Mai dați-mi trei ture, domnule! 5! Până la sfârșitul săptămânii n-am aruncat și nici nu am prins mingea, dar am alergat 336 de ture. S-a întors campionul! Nu te mișca, ai ceva pe cap! Da, știu! Cred că e vie! O prind eu! No, sunt suporter al veverițelor! Mama știe? Glumești? A fost ideea ei! Vom fi cu toții suporteri! Eu n-aș face prea mare caz! Ne pregătim pentru meciul de mâine! O vreți să purtați pălăriile astea la meci? Nu, vrem să te facem de râs! Bun! Așa că am făcut și tricouri asortate! În sfârșit, meciul inaugural. Toți aveau ocazia să vadă rezultatele pregătirii și antrenamentului excelentului antrenor Rockwell. Mâine o să alergați, dar să vă iasă sufletul! Bagă-l pe scumpete în teren! Anderson o să-i zdrobească! Unde-i scumpete? Da, de ce nu joacă, hă? Va juca, îl menajează! Vedeți, vorbește cu antrenorul chiar acum. Bine, domnule unghie infectate, am o treabă pentru tine. Da, intri! În magazinul cel mai apropiat, cumperi niște sucuri și te întorci în pas alergător. Fuga marș! Prafii va face! Răsucește-te, împiedicatule! Haide, du-te spre minge! Urmărește mingea! Nu te răsuci! Mișcă, imbecilule! Intră la minge! A treia lovitură! Ce tot spune? Asta a fost lovitură? Ce cu tine, tată? Ți-am spus să nu te răsucești! Ți-am spus! Îmi pare rău, nu v-am auzit din cauza tatălui lui! Lui, ha-ha! Mai fă o tură, lui! Dar ce am făcut? S-a interes scumpete! Unghie, întoarce-te! Pot să-l conving pe tatăl tău că nu vei intra pe teren? Da, ia spune! Nu? No. Așa credeam și eu! Ia asta și intre pe teren! S-a interes scumpete! Ține ochii închiși! Poate avem noroc și te lovește mingea! Mulțumesc pentru încurajare, domnule! Scumpete! Campionul din Louisville e băiatul meu! Ține-te tare, scumpete! Nu uitați-vă! Era tatu ăla! Am inspirat adânc și m-am gândit la instrucțiunile antrenorului. Închide ochii! A durat doar o secundă. Nu! Așa vede! Anderson, campionul! Lovitură corectă! Fugi, lui! Fugi! Atenție la cap și la picioare! Domnule, vă simțiți bine? Ce crezi că a vrut să spună? Parcă a spus să faci trei ture! Se pare că s-a terminat campionatul.
Ne-am descurcat bine anul ăsta, am pierdut o singură dată. Ce spui, abia am început, am jucat un meci. Bă, antrenor, suntem terminați. Vă așați, micile mele veverițe. Eu voi fi noul vostru antrenor. Nu se poate. Prima mișcare va fi să schimbăm numele echipei. De ce nu-ți place numele? Știți ce sunt veverițele? Sunt niște rozătoare cu ochi minusculi care mor călcate de mașină. Am putea la fel de bine să ne spunem furnicuțele. Ar fi mai adecvat. Am fost la consignația cu haine militare, unde mă ocup eu de aprovizionare. V-am găsit uniforme noi și un nume grozav. Tunarii de mortar? Timp de o săptămână tata s-a străduit să ne repună în formă, dar nu știu sigur la ce formă s-a gândit. Ofensiva puternică e cea mai bună strategie. Bine, iată cum trebuie să priviți lucrurile. Jucătorul din prima linie e Germania. Germania nu e niciodată mulțumită cu poziția ei. Niciodată. Va invada Franța, exact. Apoi va invada Polonia, iar în final Norvegia. A făcut o mare greșeală. Doar voi puteți opri. Aruncă! Libertatea lumii în mâinile voastre. Aruncă, scumpete! Aruncă-te după ea! Mișcă! A cucerit Polonia! Salvați Scandinavia! Cade Norvegia! Trebuie să-i salvați pe Norvegia! Sunt oameni buni! Sunt oameni buni, săraci! Grozav meci, felicitări! Numai Anderson putea să aducă echipa într-o stare și mai proastă decât era. Doamne! Lui? S-a întâmplat ceva? Sunt un ratat! Echipa pierde din cauza mea! Nu-i adevărat, Lui! Ba da! Ieri tata a încercat să mă dea la schimb, dar nu i s-au oferit decât două căști. A stat puțin pe gânduri. Veți juca mai bine. Trebuie doar să mai exersați puțin. Da, nu ne sincronizăm când ne strângem mâinile la sfârșit. Știi, lui, și eu am jucat baseball cu frații mei la fermă. Știam multe șmecherii. Îți amintești vreuna? Mi-amintesc câteva. Dacă vrei să lovești prin exterior, ții degetul mijlociu pe cusătură. Nu uita să respiri cum te-am învățat. Acum dai drumul lui. Așa! Așa te vreau, perfect! Abia aștept să-i arăt tatei ce m-ai învățat. Mai bine să rămână secretul nostru pentru un moment, bine? Ia o bâtă, hai să-ți văd poziția. L-a zdrobit! Te descurci grozav, lui! Ura! Ura! Ați văzut? Aveau nevoie de un antrenor bun. E plăcut să strângi mâna celor pe care i-ai învins. Bravo! Am început să văd farmecul baseballului. Bravo! Excelent! A doua zi, când tata era la lucru, am invitat întreaga echipă la mine să o cunoască pe mama. Bine, așa facem, uite așa, da? Bărbia sus, umeri în față, balansați șoldurile. Bun! Alunecă, tornă la alunecă! Oh, nu-mi iese! Când eram mică, eram nevoită să intru cu capul înainte ca să nu mi se ridice fustița. Eu nu port fustiță! Imaginează-ți că porți, ești în fustă, toddler. Asta e! Mama ne antrena zilnic toată săptămâna și în weekend tata culegea laurii victoriei. Aruncă bomba! Atac prin învăluire! Tunarii de mortar au câștigat victorie după victorie. Ieșisem din anonimat și ne îndreptam spre culm. Pregătiți blocada! Atac prin învăluire! Opriți-l! Prima lovitură! A doua lovitură! A treia lovitură! Ești eliminat! Afară! Și imposibilul a devenit realitate. Lui, am reușit! Am intrat în play-off! Tot orașul a asistat la următorul meci. Problema a fost că s-a jucat în nocturnă. Lovitura rapidă, lui, să nu încerci lovitura rapidă! Ce face? Salută? Hei, fii atent la joc! Drobește-l! Așa! Săptămânile de antrenament au dat roade. Bine, tunari! Declanșați operațiunea invadarea câmpului de mijloc, așa cum v-am arătat! Port fusta, port fusta, port fusta!
Strânge bâta, Jenny, strânge bâta! Unde sunteți, doamna Anderson? Dă-i drumul! Bine, 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 sunt gata! Dumnezeule! O să-ți arunc o minge ca pentru fetițe! A doua lovitură! Prin alunecare, Toddler! Asta nu să-ți folosești capul. Gata! Am reușit! Bravo, Toddler! Exact cum te-am învățat. Lupișori 0, tunarii de mortar 1. Lovește-i, scumpete! Hai, campionule! Încă un punct și gata! Aruncă, gata! Ne așteaptă podiumul! Iartă-mă, haide, aruncă, nu te mai stresez. Campionatul mondial ne așteaptă! A patra! La baze! Ce tot spui? Mingea a trecut prin colț! Haide, Lu! Păi, Lucy, eu spăcam... Era ultima repriză și eu îl aveam în față pe Glenn. Hai, unghi, eu o să reușești! Fără ajutorul mamei n-aveam nicio șansă. Am încercat lovitura rapidă. Minge la tată! Am încercat să arunc pe sub mână. Tipul nu ierta nimic! Time-out! Următoarea lovitură o să-ți intre pe gât, ratatului! Ar trebui să închidem gura cretinului ăstuia! Asta înseamnă să egalăm! În cazul ăsta, lăsați-mă să marchez! Distruge-l, tunarule! Uite cine urmează! Franklin! A expirat timpul! Ce lovitură să folosesc în momentul acesta? Pe sub mână, cu boltă? Aruncă drept! Să arunc cu bolta pe sub mână? Distruge-l acum! Hai lui, aruncă! Pune-i, scumpete! Haide! Hai odată! Aruncă prin exterior, lui! Mamă! Nu asculta, lui! Aruncă drept! Eu țăcărită în rândul al cincelea! Scapă-mă de ea, te rog! Asta-i pentru tine, mamă! Haide, băiete, aruncă! Ai reușit! E băiatul meu, campionul meu! Băieți, să nu mă aruncați prea sus, sunt cardiac! Doar pentru că v-am condus la victorie nu înseamnă că... Lăsați-mă jos, vă rog! Hei, pe mine nu mă băgați în seama? Adunătore de dezertori! Cine ar fi zis? Trădători! Trădători ce sunt! Anderson, fă trăiture! Felicitări, antrenorule! Vrei să spui antrenor secund, nu? Eu ar trebui să te felicit pe tine. Prosti, tu ești capitanul. Da, așa e. Tu i-ai învățat ce înseamnă o echipă? Eu le-am oferit o altă perspectivă. Ai dreptate, n-ar fi ajuns nicăieri fără mine. Absolut. Fără mine erau pierduți. Ești irecuperabil, hai acasă. Ia spune, când arunci, ții degetul arătător în sensul cusăturii sau perpendicular pe ea? Săptămâna următoare m-am întors la ora de sport. După campionatul de baseball eram într-o formă fizică excelentă. În plus, se apropia campionatul de fotbal. Anderson! Ia-ți familia și faceți o tură! Mamă, frații tăi nu te-au învățat și fotbal! Asta numești tu aruncare? Nu o să arunci niciodată pentru Dodgers. Haide, dai drumul! Așa, bravo! Hei, fii atent!